A Simone. Da, văd. Da, este ea. Și avem și acordul. Văd în spatele ei nu știu cum să o denumesc, e ca e cu un corp de dragon, dar are capete de șerpi multe, 12. Da. O fi hidra. Aia care Da, mi-a zicem. venit și mie hidra, Da. dar o hidra mai hibridă, parcă modificată, are corp de dragon. De la mijloc în jos, are doar partea de jos ca și un dragon sau ca reptilă. Și de la mijloc se desparte în 12 șerpi, Da, adică 12 capete de șerpi. Asta e mare în câmpurile ei, în spatele ei. Și pe lateral mai văd o mantidă. Doi blonzi care controlează acea hidră și mai văd un reptilian și un alfa draco. Da. Reptilian e reptilian sau Da, draco reptilian? e reptilian. Reptilian. Da, și un alfa draco, deci doi diferiți. Deci avem destule entități. Da. Ia cum se prezintă el. O învățișarea din viața aceasta sau? Își schimbă imaginea, înfățișarea. Văd că este în situația asta de mai multe vieți, în aceeași combinație cu aceste entități și mi-arată înfățișarea ei din mai multe vieți. Câte Este înfățișări schimb? 14 vieți, 14 14, vieți. da, și bărbat și femeie. Mi-arată și chip de fetiță de 12 ani și chip de băiețel de 5 ani. Deci mi-arată, cred că, momente traumatizante ca și înfățișare sau când s-a întâmplat ceva din cauza acestor entități. Ce grad de conștientizare are acum? Oscilează între 4 și 8%. De aceea își amintește totuși câte Da, ceva. da. Păi hai să, eu zic să mergem în prima viață, când a început să experimenteze în contracte cu aceștia. Da? Da, ok. Mi-a apărut deja o femeie cu un bebeluș în brațe și s-a oprit aici imaginea. Deci ea mi-a arătat acest înfățișare ca fiind prima. De ce s-a oprit imaginea? Deci aceasta este prima viață în care a început să-i vină aceste entități și să facă contract cu ele. Văd că bebelușul din brațele ei, copilul ei, este un băiețel prin care se arătau cumva aceste entități, îl vedea înfățișarea lor în chipul băiatului. Deci foloseau holograma pe chipul copilului ca să o înspăimânte
Și ea tot vroia să omoare copilul, că zicea că îi, nu-i copilul ei, că e o arătanie. Și Dar... a încercat chiar să-l omoare? Da. Și l-a omorât? Nu, până la urmă nu l-a omorât. Până la urmă a scăpat copilul cu viață, l-a crescut după... După 3 ani n-a mai văzut acele înfățișări în chipul copilului și și-a dat seama că erau în mintea ei și că erau doar ce ea și-a imaginea, nu copilul, era o problemă. Și pe urmă a început să aibă remușcări și sentimente de vinovăție față de copil și se pare rău ce i-a făcut copilului. Dar ce-i făcuse copilului? A încercat să-l sufoce, a încercat să-l înnece, l-a scăpat, l-a lăsat de câteva ori din brațe, deci să-l scape pe jos crezând că... Deci, dar nu, deci nu avea determinarea aceea să-l omoare, nu, deci parcă... Încerca, dar ea nu vroia din tot sufletul să-l omoare, că simțea că e copilul ei și că îl iubește, dar când vedea acele înfățișări, parcă vrea să scoată din el. Deci nu tot timpul se arătau și ea parcă înțelegea că se manifestă prin el din când în când. Dar după 3 ani au dispărut complet astea și pe urmă s-a bucurat că nu și-a omorât copilul, dar copilul a avut câteva probleme de sănătate după aceste încercări și a început să simte o vinovăție și remușcări foarte mari. Și așa, pe urmă, a început să vină la ea entități sub diferite forme cu care să facă contract în ideea de a-și repara greșeala și de a-și scoate această vinovăție. Deci se simțea vinovată pentru ce făcuse și responsabilă pe mai departe pentru copil și așa au reușit să îi facă contracte. Problema, așa, unde era și când această viață, experiență? Mi-apare Grecia da. Ca teritoriu și această viață mi-apare ca 302 după, deci în era în era noastră. Da. Avea soț? Aici el avea un soț? Nu. Nu avea. Nu. Văd că este doar ea și copilul și nici n-a mai avut alți copii. Și tatăl copilului cine a fost? Sau unde este? Văd că... Da, deci tatăl copilului, ea se îndrăgostise de un soldat, văd. Roman? Da. Dar acel soldat nu împărtășea sentimentele și a fost folosită de el și deci o folosea pentru relații intime și a fost și bine cu mai mult forțată, să zic așa. Da. Și cu alți soldați, dar forțată de el. Pentru că el nu o iubea. El o vedea ca da. O, să zicem, și nu știe, femeie ușoară. Da, și nu știa cine e tatăl copilului. Exact. Dar ea credea că și totdeauna avea minte că e acel el. Soldat pe care ea îl iubea, da, cu care ea fusese de mai multe ori. Ok. Hai să vedem, Ela, mergem în momentul în care... Într-un moment în care vedea pe chipul copilului că se schimba și vedea entitate sau așa, să ne uităm din punct de vedere energetic și să vedem ce se întâmpla acolo, în acest fenomen. Dacă în copil se manifesta entitate sau dacă în mintea ei se întâmplă asta. Mergem într-un astfel de moment, număr de la 1 la 3.
O să deschizi un, ori mergem în moment, ori deschizi un ecran, cum vrei tu. 1, 2, 3. Mi-apare și. Deci aveam momente când doar era mintea ei imaginea și mi-apare când intrau în corpul copilului și copilul se distorsiona la față și își schimba fizionomia. Deci ea vedea efectiv pe fața copilului cum îi se mișcă fața și se schimbă fața. Dar când vedea efectiv entitatea, era o hologramă prin mintea ei. Dar... Deci, practic, entitățile astea erau ale copilului sau ale ei? Ale copilului da. Și ale soldaților. E, asta vreau să văd, da? Da. Deci erau ale și se copilului. Manifestau prin copil, da? Deci au venit odată cu copilul. Și în mintea ei, cum se manifestau? Adică de ce le vedea în minte, la nivel mental? Erau și în câmpurile ei, penetrase și ei câmpurile? Da, da, pentru că în momentul în care a purtat copilul, copilul avea ca vibrație, era foarte, o vibrație joasă și a început să aibă tot felul de vise urâte și vedenii. Deci deja când era însărcinată, îi se manifestau acele holograme. Pe la, hai să vedem când era însărcinată să manifestau, să vedem mai înainte când a fost, să zic, forțată să se întrețină relații și cu alți soldați de către ăsta care îl iubea, dacă cumva atunci s-a întâmplat interferările ei. Da. Da, și ea atunci a văzut pe câțiva cu care întreținea relații, pur și simplu le-a văzut adevărata înfățișare a entităților, pentru că trei dintre ei, patru chiar, erau efectiv posedați, erau entități în corp. Și le vedea înfățișarea, văd că avea această deschidere. Momentul în care câmpurile lor se unificau, ea avea frânturi de momente în care le vedea adevărata înfățișare. Dar ea, în momentele astea, când avea relațiile cu acești soldați și le vedea entitățile când se împreunau câmpurile, ea consimțise la acele relații sau erau relațiile pe care o pusese celălalt care îl iubea? Era constrânsă de celălalt. De celălalt. Da. Deci deci ea era, nu era... era manipulare sentimentală. Deci tot da. Timpul spunea, dacă mă iubești, uite, eu vreau să fac asta, demonstrează-mi că mă iubești. Și ea ea totuși accepta de dragul de lui. Dragul da. lui, da. Dar totuși, nefiind de acord, nefăcând cu bucurie, nu. Și atunci aș scădea vibrația, da. nu? Da, pentru că nu făcea... Din voința ei. Exact. Era forțată, o făcea constrânsă. Ok, aș vrea să ne uităm la acel act, la unul din actele astea, în care entitatea care se manifesta prin soldat la ăștia 3-4, la unul din ăștia 3-4 soldați, da. În care entitatea i s-a transferat ei. Să vedem cum în acest act sexual. Și număr de la 1 la 3 și vezi asta. 1, 2, 3. Plan energetic. Deci văd că în momentul în care se manifesta orgasmul. Deci în timpul orgasmului. Da. Și la el și la ea. Da, atunci avea orgasm în situația aceea? Corpul avea, mintea avea, nu. Deci corpul, cum să zic, își manifesta funcția. Da, dar mintea nu. Okay. Mintea se detașa, deci parcă sufletul se detașa de situație, dar corpul avea.
Și în momentul ăla, când avea orgasm, atunci se lipea pur și simplu de energia ei și o introducea înapoi în corpul, în câmpul ei. În timpul orgasmului ce se întâmplă energetic? Ce se întâmplă cu câmpurile energetice ale celor doi? Se sparg. Deci există o explozie de energie a chakrei 1 și 2, astfel încât e atât de puternică încât văd că se sparg câmpurile. Și se amestecă. Le penetrează și iese în afară acea energie, da. Și se face mare. Și aici, dacă nu este manipulată, deci dacă nu știi să o readuci înapoi în corpul tău, să o refolosești tu. Aceasta este energia Kundalini? Da. Ela? Sau da. Energia da. Sexuală, bine. Da, și aceasta se contaminează cu tot ce este în exterior sau cu acaparează și câmpurile celuilalt. Și pur și simplu ia tot. Deci, ia tot. Da, e ca un lipici care ia tot. Și în momentul de relaxare, această energie se retrage înapoi, deci vine înapoi, dar vine înapoi cu toate amprentele, cu tot ce a adunat din câmpurile celuilalt. Iar când era cu unul din primul dintre ăștia, cu entități, practic, au venit și amprentele entității care era el sau se manifesta Da, în dar el. entitățile știau Păi această da, manifestare știu. a acestei energii și o foloseau. Ei controlau energia asta. Eu controlau. Și atunci, prin intermediul orgasmului, entitatea de la cei soldați, entitățile, fiecare ce entitate se exprima, și de la alții, Da, dacă se a avut lipeau. loc orgasm, se lipeau și intrau în câmpurile ei. Da. Așa, practic, se întâmpla acordul și Da. contractul. Și așa Da? se întâmplă și astăzi. Așa se întâmplă și până astăzi. Da? Da. Da. Dacă, deci în orice relație consfințită, vreau să-mi spui, da, sau nu, se întâmplă lucrul ăsta. Da. Când nu este consfințită, este un viol, Cu atât poate mai nu mult. are loc orgasm. Dacă nu are loc orgasm, din partea În ei, fizic, în fizic, în în momentul în care se întâmplă actul, energia, deci câmpurile, ea se manifestă, chiar dacă nu explodează, să zic, că ea nu simte acea explozie de plăcere, dar el tot are loc. Are Deci loc, în are loc, energetic. da, în energetic tot are loc. Și atunci are celălalt. Și oricum acea energie se amestecă, pentru că sunt doi kundalini care se întâlnesc. Și atunci ei se împreunează energetic și formează acea explozie de energie. Și chiar dacă persoana care nu vrea și nu își dă consimțământul, nu simte, pentru că mental ea se opune. Deci în fizică și mintea și asta, ea nu e acolo, ea se opune. Dar în energetic procesul se întâmplă și de aceea apar toate problemele la persoanele care sunt astfel, care trec prin așa ceva, pentru că se contaminează cu tot și rămâne cu toate cele traume, cu toate cele amintiri și ea de la celălalt. Deci pur și simplu și entitățile, da? Da, Ea și da, încep, da. Începe... Da, și începe problemele și în fizic și în psihic și de acolo încep toate problemele. De-aia e o traumă atât de mare și de puternică, pentru că vibrațiile nu se potrivesc și te contaminezi foarte rău și acolo ție scade foarte mult vibrația. Și de acolo încep toate problemele psihice și ce apar după, da. Suferințele și... Exact. Și gândurile care nu sunt ale tale și nu mai poți să scoți din minte acel moment. Auzela, da, se spune, nu aici, în toți
cei care vorbesc la yoga mult, că energia asta sexuală este cea mai puternică din univers. Are o vibrație foarte înaltă și că unii în timpul orgasmului, când urcă până în chakra 7, deschide portaluri. Deschide portal cu sinele cel mai înalt. Atunci cum se contaminează această energie de și ea din jur tot ce este urât? Deja să vibrați, întrebarea mea este. Deci, văd că poate fi folosită în ambele sensuri. Depinde ce energie deci găsește neutră. În jur. Da, depinde e ce... neutră. Depinde ce energie găsești în jur. Ea poate fi folosită și ca energie creatoare și da, ca deschizătoare de portaluri, da, dar depinde de intenția cu care e folosită. De intenția cui? Că intenția cel care... sufletului sau a minții, pentru că poate fi manipulată și de suflet și de minte și de da. Entități. Păi asta zic. Deci că sufletul este... de obicei... este inconștient sufletul da. Unui om care procreează, care practică, este eu știu, aceste relații intime. Este inconștient pentru că nu îi se dă această informație păi, ce înseamnă... Nu are informația, da, asta exact, vreau să spun dar și în eu. momentul în care el are informația aceasta, ce înseamnă această energie, cum o poate produce și cum o poate crește în vibrație și cum se poate folosi de ea, atunci el o poate manipula din minte. Știu, Deci, am înțeles, dar marea majoritate nu a știu. Oamenilor cu suflet, 99% nu știu. Și Cum n-am din... știut nici noi ce înseamnă asta. Exact, și cum am fost și atunci programați... cine o manipulează? Entitățile. Am fost programați prin religie și prin da, că prin e rușine, adică educație, îi dăm exact sensul celălalt, jos. Care îl vor entitățile, da. Și exact. Atunci cine folosește, se folosește de această energie? Entitățile, da. 99%. Da. Nu ne ascund această informație. Da, ce exact. Se... Ca să nu, că pentru că dacă am ști, am folosit-o. Da. Ne-am folosit de ea și atunci, dar suntem generatori ai acestei energii. Da, Da? exact. Bateriile. Și se folosesc de ea, da. Da. Mai am Deci o întrebare. Da. Zi. Deci poate fi folosită în ambele sensuri. Depinde de... exact. Și ce vrei să faci cu ea? Da. Și cât de mult știi să cât folosești. De mult gunești și cât de mult știi să o folosești, da. Deci tot timpul energia sexuală rezultată în urma unui orgasm, act sexual, trebuie adunată, trebuie informatizată înainte de a se manifesta. Da. Că da. Nu o dai nimănui, nu permiți nimănui să folosească de niciun foton din această energie, este a ta și da. Ea se va întoarce la tine. Poți să și o cureți, să o purifici da. Înainte după. De și înainte, îți ridici și înainte. Vibrația, îți spui că îți ridici vibrația la cel mai înalt nivel, știi că ai acea plăcere și este de vibrație foarte înaltă și pe urmă poți să îți energizezi câmpurile tale și a partenerului tău și să curețe, să purifice la acea vibrație înaltă pe care tu o simți că o emani și pe urmă să revină înapoi în câmpurile tale. Tot așa, curățată, purificată, de să o folosești pentru energizare, pentru a crea în câmpurile tale și în realitatea ta tot ceea ce tu îți dorești, poți să o folosești pentru abundență, sănătate, fericire. Deci tu o creezi, îți umpli și tu... câmpurile cu ea și ți-o aduni înapoi la fel. Da. Și poți să spui, o aduc înapoi la mine, nu las să se piardă nimic. Și atunci tu te folosești de ea. De, ca și lumina ta interioară pe care noi o folosim, la fel poți să faci. Ok. Eu să înțeleg, putem trage concluzia de aici că sexul și așa a și fost creat omul de către corpurile, da? De către creator, pentru a putea procrea, dar entitățile probabil că au creat aceste corpuri și pentru a genera acest tip de energie de care ele se folosesc. Da, și să da? Poată manipula. Da. Da, așa este. Noi, exact ca și mintea, care tot ei au creat-o, noi o putem folosi
în folosul nostru, dacă da. Știm, dacă știm ce programe avem și cum să programăm noi, nu ei. La fel și cu această energie a orgasmului, a sexualității. O putem folosi pentru noi, pentru a fi mai sănătoși, mai fericiți și a crea, să nu lăsăm, să nu-i lăsăm pe ei să o folosească. Deci la fel, ne aparține nouă. Și este mijlocul principal de interferare. Da? Exact. Asta se întâmplă chiar și într-un cuplu care se iubesc, care hotărăsc, au relații intime și prin acest orgasm are loc transfer de energii și entități. Da, da? Exact. E valabil da. În orice caz. Da, da. Da. Cu consimțământ, fără consimțământ, da. De plăcere, se de nevoie, de acest, orice. Deci, da, în energetic fenomen, asta da? Se întâmplă. Da. Ok. Acum el am văzut când a plecat, cum a plecat. Partea sufletească acum cunoaște. Da, am văzut ce se întâmplă. Ce s-a întâmplat. Are posibilitatea să scape de aceste entități, nemai acceptând să cunoască pe cel care l-a iubit și apoi implicit și să mai aibă relații intime cu toți acei oameni, bărbați. Ce zici? Văd că îi se promisese, i-a promis că se va căsători cu ea. Și ea de-aia a acceptat totul acum, înțelege și a văzut că a fost o minciună, i-am arătat toate acestea, tot ce se întâmplă și în viitorul din acea viață. Și în următoarele vieți, toate, până acum. Da. Toate cele 14 vieți, începând de atunci, ce s-a întâmplat și cum a experimentat cu acele entități pe care le-a văzut. Da. Da, înțelege și văd că la un moment dat nu-l mai caută. Nu mai... Acest bărbat de care se îndrăgostise, soldat, el era suflet? Era aici? Suflet, da, dar era un suflet posedat. Sigur, și contaminat. Da. Ok. Deci înțelege, ai zis, și nu-l mai caut. Nu-l mai caut. Înainte de a începe să o pună să întrețină relații cu camarazii. Da. Da, pentru că acum știe ce se întâmplă dacă începe să aibă relații și cu camarazii lui. Păi, deci întrerupe această relație. Da. S-ar putea, ar putea să o întrerupă și dinainte de a-l mai cunoaște și pe el. Adică să nu mai aibă loc relația. Să nu-l mai cunoască. Deloc. Să schimbăm linia și de mai devreme. Ce zici? Da, e de acord. Da. Să meargă înainte de a-l cunoaște. Momentul în care l-a cunoscut a fost o intrare a lor în acel sat, locație unde e ea. Și l-a văzut și a fost ca o dragoste la prima vedere pentru ea. Da. Și din acel moment îi dăm informația acolo ce se întâmplă, da. Cum se întâmplă, dacă se îndrăgostește de el. Și îi spunem, îi arătăm linia potențială, da. Dacă îl caută și care dacă merge și să-l cunosc. Da. Dacă a mers pe ea. Da, și alege și ok, înțelege și alege să nu meargă să-l cunoască, să nu-l caute, să nu meargă la ei. Ce se schimbă? Deci se schimbă linia temporală? Și da, ce se schimbă. Mi apare că aici avea 16 ani. 16 ani. Așa, și acum văd la 21 de ani în care are o familie frumoasă cu un alt bărbat, trei copii, doi băieți și o fetiță și e fericită și împlinită. Ok. Și aici are 21 de ani. Hai să mergem număr de la 1 la 3 și venim aici și acum. Ela, 1, 2, 3. Da. A dispărut acel
acei șerpi, acea... Hidra. Hidra, da, a dispărut. Și a dispărut și Draco, reptil, Draco, Alfa Draco. Mm-hmm. Reptilianul încă este în câmpuri. Da. Mantida la fel. Și Blondul a dispărut. Da. Și acum mai avem Mantida. Mantida și Reptilianul. Reptilian. Ok. Acum, Ela, eu am o întrebare. O nelămurire, adică acea hidră cu 12 capete, zici că o controla mari blonzi, da? Blondul. Da. Era o construcție a lor sau era efectiv o entitate în subordinea lor? Era un hibrid creat de ei. De ei. Da, și ce era... rol avea? Ce se ocupa? Văd ca și cum ar avea funcția de a absorbi energia, da, și energia sexuală, dar de a absorbi energie simultan de pe mai multe linii temporale. Aha. Deci simultan de pe mai multe vieți. Deci ca și cum... Adică care fuseseră toate viețile acelea sub controlul lor. Deci, practic, da. Da. Le aducea într-un punct zero toate acele experiențe și, practic, extragea, culegea energie din toate acele manifestări. Ca și cum toate viețile se întâmplau în paralel și putea să absoarbă energie de la toate deodată și fiecare cap de hidră, de șarpe, se mufa la o linie din aceasta. La ea, în câmpurile ei. Da, în câmpurile ei, da. Da. La ea, okay. În câmpurile ei, pe fiecare linie. Mai am o întrebare. De ce energia asta sexuală, Kundalini, este reprezentată prin șerpi, cei doi șerpi, care îi vedem și pe simbolul de farmacie, de medicină, de... Ia-ți informația. Da. Conștiința adevărată. Văd că este legată de ADN-ul primordial găsit pe pământ de ei și folosit la crearea corpului uman. Da. Ca și cum ar fi un ADN de la o primată. Da. Gen șarpe, deci un ADN primordial, primele celule de ADN le-ar fi luat de la șerpi, dar șerpi reptile, văd că aveau și picioare, și acestea aveau o energie de reproducere foarte mare, cum au și astăzi, că se adună foarte mulți la un loc și crea instinctul, practic. Da, instinctul acela de reproducere necontrolat. Deci ei văd ca și cum ei nu se pot controla. Păi nici unii oameni nu se controlează. Păi de aceea au folosit această energie. Este o energie sexuală care de multe ori nu o poți controla. E atât de puternică încât... Nu mai judeci. Și cei care au controlat, care au construit corpurile de umanoizi, te zici, au folosit aceste ADN și mai multe feluri de ADN. Dar aici te referi la creatorii care au creat Homo... Da, Homo sapiens. Deci Homo primele hominide, dinainte de Homo sapiens. Homo sapiens a fost modificat de reptilieni, iarăși. Când s-a creat rasa Evei. Da, aici vorbim de Homo sapiens. Da. Sapiens la Eva. Dar hominizii existau înainte, pe Terra, creați de acei fondatori, primii care, așa spune, așa a reieșit. Ci din nu sesiuni, de la aceea. Nu de la aceea. Nu. Nu. Pentru că, dacă noi observăm, este foarte adevărat. Deci aici se ocupă zeii, da, au făcut asta, treaba asta. Când au construit Adam și Eva. Da. Da? Pe Homo sapiens. Da. Însă,
Noi vedem că o sarcină, dacă o iei embrionul, de la câteva zile, eu știu, am văzut în cărțile de anatomie sau... Embrionul trece prin multe, prin toate aceste forme. Da. Da? Deci clar ADN-ul se manifestă în formă de pește sau ce-o fi moluscă, cu coada de aceea, apoi reptilă, apoi toate formele le ia în ordinea dezvoltării. În ordinea dezvoltării lui. Da? Deci asta se vede fizic. Da. Tot ADN-ul care a fost băgat și amestecat în ADN-ul uman. Da. Deci, asta este energia primară pe care s-a construit pe urmă restul de ADN când au construit-o pe Eva. Deci au folosit energia sexuală a șarpelui, ADN de șarpe. Da. Reptilă, șarpe. Da. Pentru că ei aveau interes, acești zei creatori, aveau interes ca instinctul sexual să fie foarte, se manifeste foarte puternic în acele corpuri, astfel încât să poată să procreeze. Asta spune și Biblia, că la începuturi singura lege care le era dată acelor evrei era, le-a spus așa Domnul Dumnezeul lor, Iahve, creșteți și vă înmulțiți. Deci asta era practic scopul pentru care au fost creați acei oameni, de a se înmulți, de a crea cât mai multe corpuri din acestea și a atrage cât mai multe suflete. Odată că un suflet în corp, în aceste corpuri formate, creează această energie cu care ei văd că se hrănesc entitățile, în al doilea rând aduc cât mai multe suflete și le țin în această fermă, da? Pământ. Da, și este o energie care în momentul în care se manifestă nu prea poți să o controlezi. Nu prea, pentru că e atât de puternică, da? Da, da. Și șarpele cine l-a creat el? Hai să vedem primul creat. Om. Primul om a creat șarpele, da? Da. În ce scop l-a făcut? Era o creație de lui. Ca energie creatoare. L-a format ca energie creatoare. Și pe urmă s-a folosit de această energie pentru crearea Evei. A rasei Evei. Okay. Deci l-a crearea altor rase, probabil numai asta, da? Da, deci prima dată a creat energia. Energia șarpelui și a creat șarpele și pe urmă a creat pe baza lui omul ca rasă reproducătoare care era Eva. Deci acest șarpe, rasa șarpelui, cu această energie și instinct sexual foarte puternic, oricum este o rasă creată de primul om înaintea omului, a Evei. Da. Deci omul este practic ultimul în creația acestor, a primului om. Da. Da? Care este, au fost celelalte rase create, șerpi, reptilieni, ce vedem, dracu. Deci primul om a fost hermafrodit, deci nu avea... Da, știm. Era primul om creat. Da, exact. Nu avea sex, sigur că da, așa e. Ok, încheiem aici la că am vorbit despre. Okay. Deci mai revenim la sfera energetică a sufletului Simonei, care acum mai are în ea, mai are mantita? Da, și reptilianul, da. Hai să ne uităm și hai să arată-i să se umfle dinăuntru în afară și să scoată afară tot ceea ce nu-i aparține. Da, îi arăt cum să-și facă sabia de lumină și să taie de jur împrejur toate stringurile, toate legăturile cu toți aceștia și tot ce a fost, să se dizolve de sus, de jos, de jur, împrejur, de peste tot. Și pe aceștia îi spun să înghețe, să se blocheze și să se pună într-un clopot de lumină în fața ei. Da. Ok. Ca și implanturi. La plămâni. Inima,
stomacul, partea de jos, duodenal, Două, da, duodenă, da, așa, planturile, deci la plămâni, ai zis? da, Mai zi o dată. plămâni, inimă, stomac, partea de duodenală. La colon văd o energie stagnantă, adunată, nu e chiar implant, dar e un blocaj. Și la ceafă, unde avea și un string de manipulare a minții, și mai văd pe ovare. Da, pe ovare, ca un fel de peliculă, așa, cu țepi care parcă nu lasă să blochează, nu lasă să se producă ce trebuie, ce și împunge și, da, produce dezechilibru. La genunchi. Și vezica urinară, mai văd tot așa ca un dop, un blocaj energetic, dar e deja mai solid, așa ca un dop, se vede implantul. La genunchi văd ca niște sârmulițe așa deasupra genunchiului. Atât, deci nu sunt foarte mari la genunchi. Și la glezne mai văd tot așa niște țepi, parcă. Da. Și Ok, aceste. le-a scos afară toate Da, pe astea, nu? toate, pe rând, le-a scos afară. Le arde pe toate, absolut toate, tot ce a fost, pe rând a scos afară și le-a ars. Ok, acum ai spus să își facă din interiorul ei acea bulă de lumină pură, din inima ei, din legătura ei cu sursa primordială pură, din puterea ei pură, să-și expandeze această bilă de lumină. Și pe măsură ce se expandează, scoate în afara corpului energetic toate rezidurile, toate urmele, toate efectele, Pe toate structurile, emoții, cât da, și programele benefice și din corpul implantate. mental și din corpul emoțional, tot ce a produs aceste implanturi ca programe, ca gânduri, idei, emoții, stări, absolut tot de pe toate structurile energetice iese în afară, se curăță, se purifică, se Și spală. vaccinul a avut Ela. Acolo am văzut pe partea de plămân și inimă, ca și cum ar fi fost, cum se numesc, dopuri, hai să le zic dopuri, așa, care erau Trombi. pe plămâni, ca și cum începea să se mărească, să facă mai mari, ca o pată care se mărea, și pe inimă ca un dop, așa, un tromb de la care era acolo. Și pe partea venelor, Vene sau artere? Vene peste tot, Vene, pe da, toate peste tot. vene, pe unde circulă Pe sângele, unde? prin tot Vase. corpul, Pe pe toate toate vasele de vasele sânge. sanguine, da. Văd din loc în loc niște găurele micuțe, ca și cum ar fi sparte. Deci ca și cum ar fi penetrate, ar Cine le-a sparge. spart? Cine le-a găurit? Cine a produs asta? Ce? Soluția injectată conține Substanțe. nano, să le spun, nanoboți. Eu îi văd ca pe niște firicele, așa, ca niște viermișori foarte mici, dar ca și cum ar fi niște scame, dar sunt vii și sunt nanoboți care aceștia Mușcă din exact, vase, atacă, mușcă. mușcă,
rupe, sparge, taie și corpul se chinuie peste tot să repare. Da, și consumă foarte multă energie sau să izoleze și apar tumorile, sângele unde da, acolo sunt celule de sânge care sunt sfâșiate și atunci sângele vine și blochează, deci îmbracă, izolează acea celulă și atunci se formează acel tromb. Pereții care sunt ca și cum ar fi tăiați și pe acolo se scurge sânge, toxine și apar tot felul de probleme în organism, de inflamații, de toxicitate, de probleme din acestea. Deci văd că pur și simplu distrug tot ce găsesc în cale. Da? Pe unde da. serul practic se împrăște peste tot și distruge tot. Da. Și de aici apare oboseala pe urmă, pentru că corpul își consumă toată energia pentru a se apăra. Da, și a repara. Repara cât pe unde poate, cum poate. Și problemele care apar în fizic, de sănătate, dezechilibrele, de a nu mai putea respira, de a obosi repede, de a avea somnolență, de mentalul, da, mentalul obosit, nu mai judeci cum trebuie, nu te poți concentra. Toate astea văd că îi se întâmplă din această cauză. Ok, curăță cu lumină. Zi. Ziceam că se extragă energetic tot ceea ce viața, tot ceea ce are viață din acești nanopoți, toată amprenta, toate amprentele energetice la toate substanțele care le-a conținut acest ser și le arde, le neutralizează practic. Ok, deci îmbrăcăm toate vasele sanguine din corp în lumină pură, curățătoare, purificatoare, care extrage orice energie, orice le dă viață. Neutralizează, da. Neutralizează, anihilează, dizolvă, distruge, ard acești nanoboți, aceste scame. Acești intruși îi arde, îi dizolvă. Și tot ceea ce nu este benefic. Așa. Și nu-i aparține, da? Da, tot ce ei au produs ca urme, ca reziduri, ca efecte și toate efectele negative pe care le produc aceștia, daune, leziuni, toate acele chisturi, lumina pură le regenerează, le vindecă. Și pansăm fiecare loc unde a avut câte o daună făcută de aceștia, pansăm cu energie pură vindecătoare, astfel încât corpul să aibă toată energia necesară pentru a regenera și vindeca fiecare părticică, fiecare milimetru din celule, din corp, de peste tot, din organe, din vene, să le regenereze, să le vindece. Ok, și acum toate reziturile se scurg în afară, ies afară, se curăță, se purifică și le arde, da. Ok, și acum lumina pură curăță și purifică fiecare organ de sus, de la cap, ochi, urechi, nas, gât, ceafă, coloană vertebrală, umeri, brațe, sistem osos, sistem muscular, sistem venos, sistem limfatic, sistem nervos, esofag, traheie, plămâni, inimă, stomac, ficat, pancreas, vezica biliară, intestin gros, intestin subțire, rinichi, uretre, ovarele. Pe acestea le îmbrăcăm în lumină pură, le pansăm să se dizolve toate efectele negative acelor implanturi și să poată să revină la funcția lor normală pe care o au în corp.
trompe, uter, col uterin, vezica urinară, tot mijlocul, tot abdomenul, părțile intime, picioare, genunchi, gambe, glezne, tălpi. Peste tot, de sus până jos, se umple cu lumină pură fiecare celulă, fiecare organ, se curăță, se purifică, se energizează, se regenerează și pansăm, umplem, se dizolvă toate rezidurile, toate urmele, toate efectele și pansăm fiecare celulă și fiecare organ în lumină pură și în energie vindecătoare, regeneratoare, care va echilibra și va aduce la normalizare și la perfectă armonie și echilibru fiecare funcție din organism, a fiecărui organ. Și organismul va fi în perfectă, este în perfectă armonie și în perfect echilibru, cu funcții perfect echilibrate și normalizate. Da, ok. Și corpul mental și corpul emoțional s-a curățat, s-a purificat. Din corpul mental înlocuim programele cu program de iubire, de încredere, încredere în sine, autostimă, autosuficiență, curaj, determinare, gândire limpede, de a lua decizii rapide și ușoare, de a-și asculta intuiția, de a-și dezvolta intuiția, de a-și curăța canalul ei de comunicare cu sinele și tot ceea ce ea își dorește ca programe benefice să le înlocuiască pe cele negative. Care le-a scos. Da. Șaela. Emoțiile le-a scos pe toate? Da, curăța și corpul emoțional de tot ce a provocat acele implanturi și idei și gânduri și programe. Toate cele gânduri de neputință, de neajunsuri, de vinovății, de remușcări, de că trebuie să se chinuie sau să fie ușor, de să nu vadă viața ca pe un chin, să vadă ca pe ceva armonios, frumos, pe care și-o creează ea. Foarte bine, Ela. Acum o vezi? Acum o văd mult mai liniștită, mai luminoasă, mai relaxată, spune. Foarte bine. Da. Este pregătită să ne uităm un pic pe puncte, să ne răspundă. Da. Dacă a mai rămas, vedem ce a mai rămas. Da. A avut o operație de fibrom acum 4 ani. Bineînțeles că ține de aparatul genital, da? Da. Mă simt foarte obosită, simt că nu mai am energie. Operația a fost cu succes, uterul ei acum e ok, e curat, nu văd alte excrescențe sau probleme. Ce am văzut a fost pe ovare, nu mai produceau, nu mai funcționau cum trebuie. Aceste i-a produs și un dezechilibru hormonal care... De la implanturi, bineînțeles, s-a produs asta și ce avea entitățile care erau hidră. Da, exact. Și plus că ce am văzut efect al substanței injectate, care a produs unele probleme fizic, i-a provocat aceste oboseală, da. Dar și dezechilibru hormonal care l-avea. Da. Ce făcea dezechilibru care l-avea? Asta era înainte de a... Înainte de a... Da, da. Și pe urmă când s-a injectat, s-a înrăutățit puțin. Situația, da? Da. Oboseală, am văzut asta, da? Multă. Ce de aici venea oboseala. Da. Dureri de genunchi, coate, umeri, toate astea i se spune că din cauza menopauzei precoce. Adică în urma operației de fibrom a intrat la menopauză. Probabil, nu știu exact. Deci că îi spun că de la menopauza precoce.
Eu mai degrabă văd că durerile care le are în fizic, genunchi, coate, văd că sistemul limfatic este îngreunat din cauza injectării. Deci văd că asta a produs mult rău în corp. Da, da. Acum se, în urma curățării, anihilării în eteric a tot ceea ce a substanțelor care a conținut, ar trebui să înceapă să funcționeze mai bine, da? Da. Menopauza precoce de prin care ea trece poate fi echilibrată. Poate să organismul până când se obișnuiește cu noile funcții, până când acele funcții se echilibrează, care nu mai au loc, organismul se echilibrează, îi trebuie o perioadă de acomodare, dar poate fi echilibrat și ajutat cu suplimente. Dar suplimente nu hormonale pe pastile, ci prin alimentație echilibrată. Deci din alimentație să-și ia ce are nevoie. Mi-apare avocado, busuioc, care să le consume. Pe le găsește. Afine mai apare, care o ajută. Căpșuni. Zmeură. Deci fructe de pădure. Da, și ceaiuri. Ceai îmi apare păpădie, urzică. Ok. Și ceva rădăcină. Da. Rădăcină de păpădie. Ok. Da, asta mi-a venit ca informație. Da. Ok, ea zice că e de 9 ani în Italia. Și speclă roșie mai mi-apare. Aha. Da. E de 9 ani în Italia, muncește acolo, înțelege limba, dar nu poate să vorbească. Parcă ar avea gura legată, zici. Da, eu parcă văd că ar avea legătură cu un control mental care avea la ceafă acel string, acea... De ce implant, nu dădea voie să se exprime? Să nu poată să emane frustrare. Deci primul lucru e frustrarea. Să scadă vibrația. Să... Da, ce și să se descurce greu, mai să îngreuneze viața. Da. Da. Deci îi bloca, pur și simplu bloca mental. Văd ca o fel de barieră mentală care nu o lăsa să pur și simplu să vorbească. Și să își să acționeze în această experiență, cum ar fi trebuit. Da, și să fie mai ușor, să... Mai greu, adică. Viață, nu o lăsa să fie mai ușor în viață. Nu o lăsa să fie mai ușor. Ok. Bine, da? Zice, sunt divorțată, dar nu știu de ce mă simt legată de fostul soț. Deci simt eu legătură. Aici am o întrebare, mi-a venit Ela, de la începutul începutului. Când am descris viața acolo cu soldați. Da. Și am vrut să întreb, dar am trecut peste. Nu știu, tu vezi, dacă acel soldat care a fost îndrăgostită are vreo legătură cu fostul soț de acum. Nu. Nu? Nu de atunci. Dintr-o viață ulterioară. Ok. Deci nu era acel soldat. Nu. Bine. Acel soldat și niciun soldat de acolo nu văd în această viață. Bine. Nu apar. Apare doar ce s-a... Ce deci s-a este pus. Un suflet. A experimentat cu el. Da. Ulterior acelei vieți. Mai multe experiențe au avut? Da, 18. Oh, destule. Deci de aici vine legătura pe care o simte. Da. Era o legătură karmatică? Da, s-a format karma între ei și văd că în toate existențele lor împreună, deci în toate experiențele lor împreună, ea a fost fată și el bărbat.
Adică actualul soț a avut 18, actualul ex-soț a avut 18 experiențe împreună. Da, da, și sub aceeași relație bărbat-femeie. Nu în toate au fost o soție, nu în toate au fost dar au fost bărbați și femeie, deci. Da, au fost bărbați și femeie și i-a mai fost soț. Deci a mai fost o soție încă în 7 vieți. Da. Și în celelalte au fost prieteni, da, sau verișori. Și sau... de ce simtea că nu se poate rupe de acest fost soț? Legată, zicem. Mă simt legată de fostul soț. Se fac punți? Da, se face punte cu o viață în care i-a fost soț și el a decedat și a suferit foarte mult după el. Și atunci parcă i-a făcut un jurământ că dacă vreodată se vor mai întâlni ca suflete, nu-l va mai lăsa să plece, va pleca cu el. Ok. Iar acum despărțindu-se, se simte legată. Da. Ei, vreau să transmită, face o sferă informațională, iar îți, cu tot ceea ce știe, cu tot ceea ce a învățat acum. Și o transmite sufletelului acestui fost soț. Îi spune că îl dezleagă, îl eliberează de orice legătură care au avut-o în cele 18 vieți, că a înțeles ea cum au funcționat lucrurile și că îl eliberează. Îl iartă, își cere și iertare, îl eliberează și așa rupe și acel jurământ care l-a făcut în acea viață, pentru că îi spune, nu îi mai spune, îl rupe acum. Da, îl dizolvă, îl arde, îl anulează. Înțelege ce s-a întâmplat și de ce a experimentat mai departe așa. I-a transmis toate acestea. I-a transmis toată informația. Bine, închidem aici. Zice, am avut 3 avorturi care până să urmăresc sesiuni nu am dat importanță. Acum mă cam gândesc la acele suflete. Ca să vedem dacă au fost suflete două, toate. Două au fost suflete. Da. Atunci să le trimită informații acestor două sufletele și să le spună, să le ceară iertare că nu le-a adus în manifestare. În același timp le dă sfera de informații, că mai bine că n-au mai venit, zic eu. E treaba asta, e gândul meu. Deci nu... Dar s-au încarnat. Amândouă okay. Sunt încarnate. Le transmitea două sfere cu energie, că le iubește, că atât a înțeles atunci și să elibereze orice, cum să zic, sentiment de vină și vinovăție legat. Pentru da, că acum înțelegi. Da, le transmite toată iubirea, le transmite toată informația de care poate să se folosească, le cere iertare. Cele două sufletele văd că îi transmite la fel iertare și iubire, dar sunt încarnate deja. S-au încarnat în alte corpuri. Foarte bine, da? Închidem și aici portalul. Da. Zice, muncesc, dar nu am spor la bani. Și un mare urât are urât de morți. Nici camera unde a stat mortul nu pot intra. Asta nu știu de unde vine. Asta cu mortul mi-a apărut o scenă dintr-o viață trecută în care a fost întemnițată, n-a fost singură întemnițată și a stat cu o persoană decedată în acea temniță mai bine de 3 luni. Și a simțit toate acele etape, mirosuri, care da. Se făcea punte și acum, da? Da. A impresionat-o foarte mult, sufletul da. S-a impresionat foarte tare. A murit în brațele ei și pe urmă 3 luni de zile nu a luat nimeni cadavrul de acolo, de lângă ea, din celulă. Deci sufletul, trebuie să spunem, Ela, că rămâne impresionat în orice experiență de acele evenimente care au fost foarte puternice.
Da? Ca și Dar și energie. am vine informația că acea persoană care a murit în brațele ei a fost sora ei. Ok, acolo. Da, în acea viață. Și asta ziceam eu, că sufletul rămâne impresionat în urma unor evenimente din acestea foarte puternice, energetice, îl impresionează, iar practic acele emoții, dacă, cu cât sunt mai puternice, cu atât ele se manifestă apoi, se creează punți da. În alte experiențe, da? Da, și așa se creează panici, fobii, frici și inexplicabile, da? Pentru că se creează aceste punți. Exact. Bine, se creează, pentru că emoțiile din această experiență, emoțiile se entitățile se folosesc de ele și deschid aceste punți, da? Da, și îți dă situație, îți creează situație în creează viață situație, da, ca să care, crezi. Care să te ducă pe urmă, sufletul să-l ducă să-și aducă aminte de o situație similară din altă viață și așa se creează puntea. Deci puntea nu o creează entitățile, înțeleg el, entitățile creează situațiile situația. Pentru că ele se folosesc de această abilitate Da. naturală a sufletului de a-și reaminti Exact. Emoții foarte puternice pe care le-a trăit. Da, Da? exact. Astea sunt în subconștient, în suflet, impregnante și în momentul în care retrăim ceva care am trăit în trecut, automat sufletul își aduce aminte, mai ales dacă a fost o traumă prin care vrea să protejeze corpul fizic sau mintea, instinctual vrea să o protejeze și atunci spune, a, nu, asta nu, asta s-a mai întâmplat, ferește-te. Ok, da. Simona are un băiat, dar urmează să-i facem sesiune. Aici nu știu ce am putea vorbi, vorbim mai mult despre legătura lor în sesiunea lui, cred. Da. Da? Că atunci Da. Tratăm ceea ce ne scrie despre băiat. Bine, acum acestea fiind spuse, este pregătită să se întâlnească cu sinele ei cel mai înalt? Da, acum da. Este curată, strălucitoare, Stai cu vibrantă. Entitățile, că le băgăm acum. Arată-i să-și facă ca portalul cu sursa primordială a creației. Da, Care ele va avea stăteau des... cu minți. Stăteau cu minți, nu mișcau, nu? Nu. Ce zicea? Oricum nu scăpau de la finalul, declarația finală, da? Da, deci... Mișcate erau, da? Lipite. Deci parcă vreau să treacă de observare. Ia să le ceară, deschide portalul, iarăți cum să facă plețelului. Da, deschidem portalul de lumină pură, îl deschide, iarăt cum să facă. Ia, da, îl deschide, îl activează pe cea mai înaltă vibrație și spre sursa primordială pură. Cheamă și toate contractele, acordurile, înțelegerile, învoirile, jurămintele, promisiunile, orice s-a putut face în toate existențele ei cu aceste entități. Ok, le analizează, le cântărește. Ok, sunt toate, le arde acum. Și pe ele le împinge pe portal. Ai, vai. Ok. Deci cu acest da. Portal, este portalul ei de curățare, de acum încolo, trebuie să știe Simona. Da. Rămâne deschis permanent, îl activează când vrea ea, când își face curățările, poate să-l folosească ca și aspirator, când își face curat în casă, aspire, trage tot ceea ce e de vibrație joasă. Cine acționează în interesul ei cel mai bun. Da. Bine, acum număr de la unul. Da, poate îl activează și da. El să acționeze în jurul da. Ei. Da. Acum număr de la okay. unul la trei ela și merge în sinele ei cel mai înalt. 1, 2, 3. Da. Da, s-a întâlnit un sine de dimensiune 8. Da, se unesc, se întregesc, se unifică. Cheamă și mintea pe care o curăță purifică.
o deprogramează de tot și toate și o integrează și pe aceasta. Foarte bine. Și acum e la număr de la 1 la 3 și toate, toată lumea, mergem în sursa primordială a creației. 1, 2, 3. Fiecare cu legătura noastră naturală prin interiorul nostru. Da, suntem în sursă. Să-și caute matricea originală și să-și repare matricea care experimentează și corecteze. Da, le suprapune pe cea cu care experimentează, o aduce la forma și codurile originale, o curăță, o purifică, o integrează cu cea originală și o integrează în ea acum. Da. Ok, Ela. Hai să-și facă declarația de suveranitate, declară acum, aici și acum și pentru totdeauna, că anulează și decrează orice acord, înțelegere, promisiune, permisiune, orice asemnat, orice contract pe care l-a făcut, cu orice ființă, cu plus sau minus, sau neființă, pe orice linie temporală, adevărată sau falsă, sau în afara timpului, pe orice loc, în orice loc, pe care ai experimentat, spațiu dimensional, corp ceresc, universuri, dacă a trecut prin mai multe, oriunde arde toate amprentele. Da. Acum, de asemenea, își retrage tot ADN-ul de pe oriunde ar mai fi. Chiar și din... Uite, în viața aceasta, de la operație, extrage ADN-ul. Îl cheamă de oriunde, cine l-a furat, cine l-a luat, îl trece prin zi de lumină pură, din da. Acele organe care le-au fost scoase. Da. Și îl purifică și integrează tot ADN-ul, retrage da. Și bucățelele de suflet, de pe oriunde mai sunt, până la ultimul foton, îl purifică, le purifică și le integrează. Da. Retrage informația din orice bază de date, din orice bibliotecă akașică, calculator cuantic, până în ultimul creator. O purific aici și integrează o are înăuntru ei, ca și conștiință unificată, și în sursa primordială a creației. Da. Să-și deschidă portalul de vindecare, regenerare și vindecarea tuturor structurilor până în corpul fizic. Da. Și să-și creeze sfera de materializare cu lumină pură și iubire care rămâne aici, în sursa primordială a creației. Își pune proiectele și le trimite la orice nivel de structură și din fizic, când vrea să materializeze ceva, formulează ideea, o pune în sferă și are grijă să o energizeze sfera cu gândurile ei, să o mențină. Ideea. Da, da. Da, ne uităm și noi, da, ne uităm și noi la sferele noastre de materializare, la fiecăruia, sfera noastră comună, le concentrăm, le umple cu lumină pură și iubire concentrată, le facem să strălucească. Da. Ok. Da. Ok. Acum e la număr de la 1 la 3 și venim aici și acum, fiecare prin canalul ei de abundență benefică pe care îl curățăm, îl purificăm, lărgim, umplem cu această energie a sursei primordiale a creației. 1, 2, 3. Da, suntem aici acum. Să tai orice legătură și noi tăiem cu orice s-a spus, orice am văzut, ce am auzit. Să tai legăturile cu oricine a experimentat pe această viață și de oricând. Linia experiențială ce-a făcut cu ea? Sau ce face cu o ea? O arde. Bine. Da, o arde distrusă. Să ardă cordonul umbilical cu copilul. Cu acei două suflete
Taie, arde tot. Da, taie și dizolvă cordonul umbilical cu toți copiii pe care i-a avut în toate existențele. Și la fel de la ea către mama ei, cu toate mamele pe care le-a avut în toate existențele. De asemenea, arde toate ritualurile care au fost făcute, religioase, non-religioase, nu știu dacă au fost din toate existențele, vrăji, ritualuri, Da, ce mai fi fost, le dizolvă pe contractul toate. de căsătorie, de divorț, toate ce sunt, ce contracte au avut, Da, arde toate contractele. inclusiv cel de muncă, inclusiv acordul pentru injectare, și de acolo se dizolvă toată simbolistica energetică a acestor contracte, orice semnificație, orice acord ar fi putut fi luat din energetic, se anulează, se dizolvă, se decreează. Toate se anulează, da. Bine, trimite informația tuturor sufletelor cu care ai experimentat pe toată linia experiențială și aici, în această existență. Dacă poți să-mi spui câte experiențe a avut pe pământ, câte a avut în afară. 371 pe pământ. În afară, 2011 în universul acesta și încă 8000 în alte universuri. Ok. Și acum hai să E un suflet, văd că vechi. Vechi, da. Adică tu bătrân. Experimentat, cu multă Da. experiență. Da. Hai să lasă curățăm casele, încă bombe de lumină, mașină, fiecare ce vrea, loc de muncă. Da, dă cu bombe de lumină în casă, tapetează pereții, tavanul, podeaua cu lumină pură, se umple toate încăperile cu lumină pură de cea mai înaltă vibrație și a iubirii pure, astfel încât să se dizolve toate energiile, vibrațiile joase, se închid toate portalurile, se dizolvă toate hologramele, toate entitățile din acea casă în care locuiești sunt absorbite pe portalul ei, sunt entități rămase de la alți locuitori. Așa, se închide, le-a sigilat pe cele existente acolo, dintre portaluri. Și acum face o bulă mare de lumină pură care înconjoară toată acea casă în vibrație înaltă, mașina ei și locul ei de muncă la fel. Ok, Ela. Okay. Hai să vedem dacă vrea să transmită ceva sufletelul părții fizici, Simone. Să își construiască mai multă determinare, disciplină, spune în fizic, să fie mai organizată și răbdare. Da, și să lucreze cu ea de acum încolo în procesul ei de metabolizare, da? Să-și facă da. Curățări, le are pe grup. Da. Să-și facă protecții, da? Da, și să aibă răbdare cu ea, spune. Și să aibă acea determinare de a face lucrurile. Bine. Noi mulțumim acestui sufletel pentru această călătorie. Ne despărțim părțile eterice și invităm sufletul să alunece ușor în corpul ei.